Biserica Ortodoxă a rânduit ca în Sfânta și Marea Joi, din săptămâna Sfintelor Pătimire ale Domnului nostru Iisus Hristos, să facă pomenirea a patru momente din istoria mântuirii noastre petrecute în această zi. Hristos spală smerit picioarele ucenicilor săi, cina cea de taină, rugăciunea arhierească a Mântuitorului adresată Tatălui și vânzarea și prinderea Domnului. De-a lungul vieții sale pământești, Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, s-a arătat smerit și în cuvânt și în faptă, învățând aceasta și pe ucenicii săi. Înainte însă, cu câteva ore de sintele sale pătimiri, a arătat și mai de plină smerenie prin spălarea picioarelor ucenicilor, învățându-i să nu caute niciodată întietatea, ci să slujească oamenilor după pilda sa iar desăvârșita sa smerenie mântuitoare s-a arătat desăvârșit prin primirea jertfirii și a morții sale pe cruce pentru întreaga omenire. După ce a cinat, serbând paștile cele vechi, a rânduit paștile cele noi, adică trecerea de la moartea spirituală la viața cea adevărată, a firii sale omenești, jertfite, restaurate, înnoite și îndumnezeite, pe care aveau să o primească toți cei ce vor crede în el prin Sfânta Euharistie a instituit acum această sfântă taină pentru ca, după înviere, prin Sfinții Săi Apostoli și prin urmașii lor, să se ofere pe sine pâinea vieții veșnice și sângele cel izvorător de har mântuitor celor ce se unesc cu el, dăruind în fierea Tatălui și împărtășirea Sfântului Duh de plinătatea iubirii Sfintei treimi. Tot la cina cea de taină, Hristos Domnul s-a rugat Tatălui Său cel Ceresc pentru ucenicii Săi și pentru toți cei ce vor crede în El prin cuvântul lor. Descopera cu Mântuitorul și scopul Sfințirii sale ca om prin Duhul Sfânt, ca apoi să împărtășească celor ce se vor uni cu El prin Sfântul Botez în biserica sa, Sfințenia sa și a întregii Sfinte Treimi s-a rugat și pentru unitatea bisericii, care va fi întemeiată prin Duhul Sfânt la cinzecime, având ca model și izvor de viață și sfințenie pe însăși preasfânta treime. Tot atunci, pentru ca să arate că suportă real pe crucea pătimirii sale toate păcatele omenirii, arăta slăbiciunea firii omenești în fața suferinței și a morții, pe care el a venit să o vindece prin învierea sa din morți. Vânzarea și prinderea sa de către cei aduși de Iuda Iscarioteanul, acceptate în mod voluntar de el, deoarece a venit de bunăvoie să se jerfească pentru viața și noirea lumii, urmate de întreita lepădarea lui Petru, dar și de tăria fidelității singurului ucenic, Ioan Evanghelistul, apostolul iubirii divine, care nu se desparte de Hristos, întregesc acest moment decisiv din istoria Sfânta Mântuirii. Cunoscând și făcându-se părtași duhovnicești acestor sfinte pătimiri mântuitoare, credincioșii creștini aduc smerit slavă și mulțumire celui jerfi pe cruce, asumându-și fiecare cu credință, nădejde și iubire sfântă crucea vieții lor și împreună pe cea a tuturor spre câștigarea mântuirii și a vieții celei veșnice.